27. Rossi. Capitanul Laplace se trezi imediat la primul zgomot, ușor ca o ciocănitoare îndepărtată a jeturilor de control a altitudinii. Pentru o clipă se întrebă dacă nu cumva visează. Nu, nava se întorcea în spațiul cosmic. Poate că era prea fierbinte pe o parte, iar sistemul de control termal făcea niște ajustări minore. Acest lucru se întâmpla din când în când și era o bilă neagră pentru ofițerul de cart, care ar fi trebuit să observe că temperatura exterioară creștea. Se întinse după butonul interfonului ca să-l cheme pe... Oare cine era? Domnul Chang din cabina de comandă. Mâna sa nu duse mișcarea până la capăt. După zile întregi de lipsă de gravitație, chiar și o zecime din forța de greutate era șocantă. Capitanului îi se păru că au trecut minute întregi, cu toate că se scurseră doar câteva secunde până să-și poată desface chingile și să iasă din cușetă. De această dată găsi butonul și l-apăsă insistent. Nu se auzi niciun răspuns. Încercă să ignore bufniturile obiectelor care nu fuseseră bine fixate și care fuseseră luate pe nepregătite de instalarea gravitației. Lucrurile păreau să cadă în continuu pentru multă vreme, dar după puțin timp singurul sunet anormal era uruitul îndepărtat înnăbușit al jeturilor la presiune maximă. Dădu la o parte perdeaua micuței ferestre a cabinei și privi afară spre stele. Știa cu aproximație încotro ar trebui să fie axa navei. Chiar dacă putea să o observe doar până la 30 sau 40 de grade, acest lucru îi va permite să aleagă între cele două alternative. Galaxia era direcționată fie spre a câștiga, fie spre a pierde viteză orbitală. Pierdea. Așa că se pregătea să cadă spre Europa. Se auzi o bătaie insistentă la ușă, iar capitanul realiză că nu trecuse mai mult de un minut. Ofițerul 2 Floyd și încă alți doi membri ai echipajului se înghesuiau în coridorul îngust. Cabina de comandă este încuiată, domnule, raportă Floyd cu răsuflarea întretăiată. Nu putem pătrunde înăuntru, iar Chang nu răspunde. Nu știm ce s-a întâmplat. Cred că știu eu, răspunse capitanul Laplace. Un nebun trebuia să încerce odată și odată și chestia asta. Am fost deturnați și știu și încotro. Dar al dracului să fiu dacă știu și de ce. Își privi ceasul și făcu un rapid calcul mental. La nivelul ăsta de forță motrice vom deorbita peste 15 minute, hai să zicem 10 ca să fim siguri. Oricum, putem să oprim motoarele fără a pune în pericol nava? Ofițerul 2U, inginer, părea tare amărât, dar se oferi să dea un răspuns fără tragere de inimă. Putem acționa întrerupătoarele de circuite de la motoarele pompelor și să întrerupem aprovizionarea cu combustibil. Avem cum să ajungem la ele? Da, se află sub puntea 3. Atunci hai să mergem. În acel moment va prelua controlul sistemul independent de sprijin. Din motive de siguranță este plasat în spatele unui perete etanș sigilat aflat pe puntea 5. Ar trebui să folosim un fierăstrău, nu putem face operația asta la timp. Capitanului Laplace îi fusese frică de acest lucru. Oamenii de geniu care proiectaseră nava Galaxy încercaseră să protejeze nava de toate accidentele plauzibile. Dar nu exista nicio modalitate de a oferi de răutatea umană. Există alte soluții? Nu în timpul pe care îl avem la dispoziție. Atunci hai la cabina de comandă ca să vedem dacă putem vorbi cu Chang și cu cel de lângă el. Dar cine o fi celălalt, se întrebă el.
nu-i venea să creadă că poate fi unul dintre membrii echipajului său. Asta însemna... Bineînțeles, ăsta era răspunsul. Acum realiza. Un cercetător încearcă să-și dovedească teoria, nu poate face experiențe. Consideră că setea de cunoaștere e mai importantă decât orice altceva. Semăna penibil de mult cu acele melodrame ieftine care l-au ca erou pe un om de știință nebun, dar faptele se potriveau de minune. Se întreba dacă doctorul Anderson considerase că aceasta e singura cale de a obține un premiu Nobel. Această teorie fu rapid demolată când sosi geologul, ciufulit și cu sufletul la gură. Pentru Dumnezeu, domnule capitan, ce se întâmplă? Mergem cu toate motoarele? Ne îndreptăm în sus sau în jos? În jos, răspunse capitanul Laplace. În aproximativ 10 minute ne vom afla pe o orbită care va intersecta Europa. Atâta sper că persoana care e în cabina de comandă e conștientă de ceea ce face. Acum se aflau lângă cabina de comandă în fața ușii încuiate. Din partea cealaltă nu se auzea nici măcar un sunet. Laplace bătu în ușă cât de tare putu fără a-și învineți pumnul. Sunt capitanul navei, lăsați-ne să intrăm. Avea sentimentul că e ridicol dând un ordin care va fi ignorat cu siguranță, dar spera să existe măcar o reacție. Spre surprinderea sa, așa se și întâmplă. Difuzorul din exterior se însufleți, iar o voce spuse: nu încerca să faci ceva nesăbuit, domnule capitan. Am o armă, iar domnul Chang îmi ascultă ordinele. Ce-i asta? Șopti unul dintre ofițeri. Parcă ar fi o femeie. Ai dreptate, rosti capitanul încruntat. Se eliminau astfel alte variante, dar nu era de niciun folos. Ce vrei să faci? Doar știi că nu poți scăpa, strigă el încercând să pară mai degrabă că e stăpân pe sine decât că se lamentează. Aterizăm pe Europa. Dacă vreți să vă mai luați zborul, nu încercați să mă opriți. Camera ei e complet curată, raportă ofițerul 2 Chris Floyd după jumătate de oră când forța de propulsie fusese redusă la zero. Iar Galaxy cădea de-a lungul elipsei care în scurtă vreme va atinge razant atmosfera Europei. Erau pe o cale fără întoarcere. Deși în acest moment ar fi posibil să imobilizeze motoarele. Ar fi un gest sinucigaș. Vor avea nevoie de ele din nou la aterizare, deși această operație ar putea fi doar o formă lentă de sinucidere. Rosie McMahon, cine ar fi crezut? Crezi că e sub influența drogurilor? Nu, zise Floyd. Toată chestia asta a fost plănuită extrem de minuțios. Probabil că are o stație radio ascunsă undeva pe navă. Ar trebui să o căutăm. Parcă ai fi polițist. Gata, domnilor, rosti capitanul. Oamenii începuseră să-și piardă calmul în mare parte din cauza frustrării și a eșecului total de a stabili un contact cu cabina de comandă baricadată. Se uită la ceas. Nu mai sunt nici 2 ore până intrăm în atmosferă, atâta cât există. Eu voi fi în cabina mea, s-ar putea să încerce să mă contacteze acolo. Domnule Yu, te rog să stai lângă cabina de comandă și să-mi raportezi imediat ce se întâmplă ceva. Nu se mai simțise niciodată atât de neajutorat, dar existau momente când singurul lucru pe care îl puteai face era să nu faci nimic. În timp ce părăsea popota ofițerilor, auzi pe cineva rostind melancolic: aș bea un glob de cafea, rost s-o făcea cel mai bine. Da, se gândi capitanul încruntat, e extrem de eficientă. De orice lucru se apucă, îl face cu meticulozitate.